bucur foarte mult că suntem în, în această clădire, care este absolut senzațională, după cum o vedeți, încărcată de istorie, așa că am studiat un pic înainte de a veni, să nu se uită domnul Petrache la mine. Clădirea a fost construită între 1897 și 1900. Ce este interesant cumva, că a început construcția la această clădire la câțiva ani după ce s-a înființat International Board. Un for care trebuia să gestioneze regulile jocului de rugby. Așa că, acum știu, eu am forțat un pic așa asemănarea între construcția clădirii și înființarea jocului de rugby, se spune așa, dar sună bine și eu zic că e ok. Îmi place foarte mult această clădire, mulțumim domnul președinte pentru găzduire că se potrivește cu spiritul rugby-ului și haideți să începem prezentarea echipei naționale care ne va reprezenta la Cupa Mondială din Anglia în 2015. Vă spun sincer că am emoții, adică sunt niște jucători pe care îi știu, cu care am vorbit, cu care am glumit. La momentul când zic jucători a echipei naționale, deja parcă simțim fiorii. Dacă domnul Lorin ne dă ok-ul, așa mulțumim. Doamnelor și domnilor, echipa națională a României. Marius Antonescu, născut pe 9 august 1992 la Brăila. Linia 2, Club Tarb, 7 selecții la echipa națională, a debutat în meciul România Emergic Ireland în 2014. Adrian Apostol, născut pe 11 martie 1990 la Constanța, aripă, joacă la CSM Știința Baia Mare. 17 selecții, 20 de puncte înscrise, debut România-Namibia în 2011. Ionuț Botezatu, născut 12 decembrie 1987 la Panciu, aripă, joacă la CSM Știința Baia Mare. 26 de selecții, debut Germania-România 2007. Tudorel Bratu, născut pe 23 aprilie 1991 în Pantelimon, mijlocaș la grămadă, Club Dinamo București. Stelian Burcea, născut pe 7 octombrie 1983 la Pitești, Timișoara Saracens, 50 de selecții, 20 de puncte, debut România-Franța în 2006. Valentin Calafeteanu, născut 25 ianuarie 1985, mijlocaș la grămadă, mijlocaș la deschidere, 72 de selecții, 213 puncte marcate, debut România-Japonia în 2004 în meci test. Eugen Căpățână, născut pe 18 iunie 2006, la Balș, Taloner, Timișoara Saracens, 18 selecții, 10 puncte marcate. Daniel Carpo, născut pe 26 noiembrie 1984 la Tulcea, linia 3-a, Club CSM București, 50 de selecții, 45 de puncte marcate, debut la România-Italia în 2007. Dănuț Dumbravă, născut pe 6 august 1981 în București, mijlocaș la deschidere, Clubul Steaua București, 70 de selecții și 389 de puncte marcate. Cătălin Fercu, născut pe 5 septembrie 1986 la Brașov, fundaș, Club Saracens, 78 de selecții, 143 de puncte marcate. Ciobo Gal, născut pe 7 martie 1985 la Cluj-Napoca, centru, Club U Cluj, 82 de selecții, 22 de puncte marcate. Paulică Ion, născut pe 10 ianuarie 1983 în Brăila, pilier, Club Perpignan, 69 de selecții, 5 puncte marcate, debut România-Argentina în 2003 la Cupa Mondială. Florin Ioniță, născut pe 5 aprilie 1990 în București, centru, aripă, Steaua București, 18 selecții, 10 puncte marcate. Paula Chinichinilau, născut pe 30 august 1986 în Tonga, centru, Timișoara Saracens. Era și localitatea din Tonga, dar nu m-am riscat. Mihăiță Lazăr, născut pe 3 noiembrie 1986 la Iași, pilier, joacă la Castr,
48 de selecții, 5 puncte marcate. Mădălin Lemnaru, 26 martie 1989 la Brașov născut. Aripă, Timișoara, s-a rezins. 26 de selecții, 35 de puncte marcate. Viorel Lucaci, născut pe 29 august 1986 la Gura Humorului. Flancăr, Club Steaua București. 40 de selecții, 30 de puncte. Valentin Popârlan, născut pe 12 iunie 1987 în Brăila. Linia a doua, Timișoara s-a rezins. 46 de selecții, 35 de puncte marcate. Horațiu Pungea, născut pe 18 februarie 1986 la Luduș. Pilier, Club Oina, selecții 25. Andrei Rădoi, născut pe 21 aprilie 1987 în Baia Mare. Taloner, Timișoara s-a rezins. 44 de selecții, 10 puncte marcate. Sabin Strătilă, născut pe 27 martie 1995 la Constanța, Club Steaua București. O selecție la echipa națională, la mai multe. Florin Surgiu, născut pe 10 decembrie 1984 în București, mijlocaș la grămadă, Club CSM București. Selecții 49 și 15 puncte. Alexandru Țăruș, născut pe 9 mai 1989 în Brașov. Pilier, Timișoara s-a răzins. Selecții 6. Debut România-Argentina Jaguars în 2013. Ovidiu Tonița, născut pe 6 august 1980 în Bârlad. Închizător flancăr, Club E.ON Provence. Selecții 70, puncte marcate 60. Prezențe la cupele mondiale din 99, 2000, 2003, 2007 și 2011. Otar Turajvili, născut pe 14 iulie 1986 în Tbilisi. Taloner, Club Colombien. 19 selecții, 5 puncte marcate. Debut România-Uruguay în 2012. Andrei Ursachi, născut pe 10 mai 1984 în Neamț, pilier, Club Carcassonne, 21 de selecții și 10 puncte. Valentin Ursache, născut pe 12 august 1985 în Neamț, linia a doua, Club Oinea, 59 de selecții, 15 puncte marcate. Johannes van Herden, linia a doua, Club Știința CSM Baia Mare. Welcome! Bine ai venit! Florin Vlaic, născut pe 26 iulie 1986 în București, centru, Club CSM București, 79 de selecții și 608 puncte marcate. Michael Viringi, născut în Hawera, Noua Zeelandă, mijlocaș la grămadă, Club CSM Știința Baia Mare, o selecție la mai multe. Doamnelor și domnilor, Mihai Macovei, capitanul echipei naționale, născut pe 29 octombrie 1986 la Gura Humorului, flancăr, Club Colomie, 62 de selecții, 57 de puncte. Îmi face o mare, mare plăcere să vă prezint și stafful, cum se zice, tăticii celor pe care i-ați văzut până acum. Începem cu Horațiu Bărgăunaș, manager. Marius Tincu, antrenor înaintare, capitan al României ca jucător, unul dintre cei mai buni jucători la grămadă din ultimii ani. Lynn Howell, Eugen Apioc, să mă ierți, antrenor 3 sferturi, multiplu campion național, implicat în toate proiectele federației. De asemenea, vi prezentăm și o să-i rog să se ridice să-i vedem
cât sunt de frumoși. Pe preparatorul fizic Olivier Rig, preparator fizic Alexis Desjardins, doctor Octavian Câmpean, kinoterapeut Bogdan Gherghiceanu, kinetoterapeut Petrica Tigvca, assistant manager Justin Iloiu, Simona Popescu, media manager, undeva prin spate, are grijă la butoane, Daniel Mitrea, director de înaltă performanță. Acestea fiind spuse, și vă spun sincer că poate am părut așa ca la școală, că povestesc niște lucruri, dar eu sunt foarte emoționat când poate îmi face cineva și mie o poză alături de jucătorii ăștia, că sunt foarte frumoși. Am marea, marea plăcere să-i dau cuvântul domnului președinte Harry Dumitraș, unul dintre cei mai și cei mai și cei mai, pentru că e președinte, da. Domnilor președinți, stimați invitați, sunt onorat în această seară să iau cuvântul pentru că cei care sunt principali actori sunt ei, cei care au reușit calificarea, cei care ne vor prezenta începând în mijlocul lunii septembrie la cel mai important eveniment al anului și la al treilea eveniment mondial. Vreau să le mulțumesc în primul rând partenerilor noștri care au fost alături de noi în momentele dificile și au rămas întotdeauna alături de noi. Foștilor internaționali care sunt prezenți în această seară și care ne-au transmis acest microb al pasiunii, al dragostei cu care mergem mai departe. Și în același timp le doresc jucătorilor în primul rând să se bucure, pentru că jocul de ruibie nu este decât un joc, practicat, spun unii, de golani. Dar unii dintre noi au un gene, alții devin gentlemani. Vă mulțumim pentru tot suportul și dorim să vă oferim momente de neuitat la această ediție a Cupei Mondiale și sunt convins că echipa României nu va întrerupe la această ediție lanțul calificărilor la Cupele Mondiale. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul președinte! În continuare, încă o dată mulțumesc foarte mult Check Bank pentru că ne-ați lăsat să ținem acest eveniment în această frumoasă clădire și pentru tot ce faceți pentru rugby. Domnule președinte, vă rugăm, aveți cuvântul. Bună seara, domnilor președinți, domnule președinte al Comitetului Olimpic Român, domnule președinte al Federației Europene de Rugby, domnule președinte al Federației Române de Rugby, ceilalți membri ai staffului Federației Române de Rugby, aș vrea să-i salut și cu cel mai mare drag și căldură aș vrea să-i salut pe tinerii de alături. Am fost atât de surprins să-i văd în, să spunem, în haine civile și să spun că sunt frumoși. Asta este impresia care mi-au creat-o. Stimați oaspeți, dragi colegi, este o mândrie pentru noi că, iată, acum, în anul 2015, ne putem mândri că am susținut echipa națională de rugby și rugby-ul românesc în general pe parcursul a două cupe mondiale, cea din Noua Zeelandă și cea care urmează să se desfășoare în curând la Londra. Spiritul de echipă și spiritul rugby-ului este cel care ni-l dorim să-l avem și în cadrul băncii noastre, o bancă cu tradiții pe care nu aș vrea să le dezvolt foarte mult acum. Spuneam o bancă cu tradiții, o bancă care anul trecut a împlinit 150 de ani de activitate și care, iată, acum este cotată printre primele 6 bănci din România, din punct de vedere al activelor. Un colectiv puternic, cu foarte mulți oameni inimoși, 6.000 și vreo 300,
dintre care aproximativ 30 au participat acum câteva zile la un turneu pe care domnul Hari Dumitrașe ni l-a oferit de rugby tag. A fost un deliciu. Oameni, vă spuneam, directorii din bancă sau întrecut pe Stadionul Național de Rugby într-o frumoasă și călduroasă zi, văzând în comportamentul lor că s-au îndrăgostit de rugby și mai mult au preluat din spiritul acestui nobil sport. Încă o dată aș vrea să le urez tinerilor de alături, pentru că este probabil momentul vieții lor, succes în greaua misiune pe care o au, să îi asigurăm că noi de aici, de acasă, îi susținem cu toată inima și cu tot dragul și știm că în față au niște titani care sunt greu de învins. Dar orice punct înscris acolo, orice reușită a lor, pe noi ne va bucura și vom fi alături de ei și în continuare. Succes și vă așteptăm cu drag înapoi! Mulțumim, domnule președinte! Am plăcerea să-l invit acum să ia cuvântul pe unul din oamenii. M-am întâlnit acum mulți ani cu dânsul, din întâmplare, eram pe holurile federației și când l-am văzut în fața mea, am rămas așa înțepenit. Domnul Nixon. Richie Dixon, bineînțeles. Cred că toată lumea din lumea rugby-ului îl cunoaște pe domnul Richie Dixon, Supervisor World Rugby. Tot îmi vine să zic IRB, dar... Mr. Dixon, you have the floor. Firstly, may I apologize that I can't speak to you in your own language. Therefore, I will keep my little speech brief. World Rugby is delighted with this particular group, the players and the management and the federation, in that they have maintained a very proud record for Romania of being an ever-present country at Rugby World Cup. I think that in itself deserves our appreciation. So, our boys have big boots to fill, and I'm sure that they will be up to the task. We would also like to congratulate Harry and the Federation of Romania and all the predecessors to demonstrate very good governance and the way that they are delivering our game in this country. They are very much part of the rugby world, and Romania rugby has indeed become a very important window to the world for Romania itself. And I think we are all delighted with the progress we are making. My final words would be to the boys who are going to go and represent us here in England in the World Cup. Boys, you deserve to be there. Keep your heads up, resolve, and make this the best experience you've ever had. Enjoy it, and I'm sure you will enjoy the support of not only the people here, but all of the millions of people who watch us on the television. So all the very best to you boys, and I know you will make us proud. Thank you very much. Thank you. Mulțumim și noi. Pentru o clipă am avut senzația că ne uităm din nou la Braveheart, așa, la cum vorbea domnul Dixon. Următorul domn pe care îl invit să ia cuvântul, eu de când îl cunosc numai președinte, jur. Domnul Alin Petrache, președintele Comitetului Olimpic Sportiv Român, vă rog frumos să vorbiți ca un președinte. Domnilor președinți, domnilor vicepreședinți, stimați membri ai Federației Române de Rugby, dragi prieteni, iubitori ai sportului cu balonul oval, echipă națională, îmi revine onoarea să împărtășesc și să împart camera în două, să am emoții de o parte de dreapta și de o parte de stânga. Privesc cu emoție de fiecare dată când România joacă și joacă împotriva oricărui națiuni mari. Privesc cu emoție de fiecare dată când orice fel de sportiv care reprezintă România participă și e angrenat într-o competiție. Dar mai mult ca oricând, acum
cu emoția în glas, poate și în cămașe, că o simt așa pe dedesubt. Mă gândesc la toți anii petrecuți împreună, la proiectele duse până la capăt și poate un singur proiect neterminat este participarea lor, a acestor băieți, a acestei minunate echipe naționale, la Cupa Mondială din Londra de anul acesta. Sper ca proiectele pe care le-am avut împreună, timpul petrecut, visele pe care ni le-am povestit și le-am spus, aș dori să vi le împliniți și să ne le împlinim. Aș dori ca reprezentarea voastră la Cupa Mondială la Londra să arate o țară frumoasă, să arate o Românie așa cum o știm cu toții, să arate acele valori pe care foarte multă lume le-a uitat de mult, să arate onoare, patriotism, mândrie, imn național, frunză de stejar, culorile steagului și multe alte lucruri pe care foarte multă lume nu vrea, nu poate sau nu înțelege. Vreau să veniți victorioși, vreau să intrați în meci, așa cum ați intrat de fiecare dată, dar de data asta mult, mult mai profund, pentru că totuși sunteți una din națiunile care au fost și care au participat de fiecare dată la Cupa Mondială. Suntem sportul care am adus prima medalie olimpică și cred că aveți datoria, în clipa în care intrați și în clipa în care ieșiți de pe teren, să țineți așa cum țineți și acum privirile sus și să vă bucurați din plin de această experiență care va fi Cupa Mondială. Vreau să mulțumesc tuturor predecesorilor mei, vreau să-l felicit pe Harry, vreau să mulțumesc partenerilor, vreau să mulțumesc tuturor celor care au ținut spiritul frunzei de stejar viu de fiecare dată. Vreau să fiți din nou la viitoarele meciuri pe care le vom avea la Cupa Mondială cu sufletul, cu inima și cu privirile aproape de echipa noastră. Este o echipă puternică, o echipă de bărbați frumoși, vânzjoși, superbi, care cu siguranță vă vor face mândri ori de fiecare dată când se va intona imnul național și ori de fiecare dată când vor avea de disputat meciuri internaționale. Încă o dată mulțumesc CECBEM pentru sprijinul pe care îl avem de foarte mult timp. Sper să îl putem avea în continuare. Rugby Românesc și CECBEM sunt două entități care au fuzionat deja împreună și sper ca încă o dată revin la acele vise ale noastre. Sper să le împlinim și voi să le împliniți. Și sper ca la întoarcere să bem cu toți o cupă de șampanie și tot în această frumoasă casă, în acest palat, să ne bucurăm de rezultatele pe care echipa noastră le va face acolo. Vă mulțumesc și hai România! Mulțumim! Mulțumim, domnul președinte! Știți, când ești prezentator așa la un eveniment, ai un desfășurător în față și zice, urmează domnul, urmează doamna, cu nume și cu funcții. O să-mi permit ca pentru următorul invitat să nu-i spun nicio funcție, pentru că jur că eu cred că toți cei din sala asta știți că domnul Octavian Morariu nu mai are nevoie de nicio altă prezentare în afară de numele dânsului. Domnule Morariu, vă rugăm să-l ascultăm. Am să încerc să vorbesc în primul rând, din calitatea mea de fost jucător de rugby și fost jucător al echipei naționale și să vă spun că vă invidiez pentru că mergeți la cea mai mare sărbătoare a rugby-ului și că trebuie să vă bucurați foarte mult pentru lucrul ăsta. Pe urmă, să vă vorbesc din calitatea mea de fost președinte al Federației Române de Rugby și o să vă spun că aveți în același timp o oarecare obligație pentru că România a fost prezentă de fiecare dată la Cupa Mondială și cu performanțe, aș zice, cu prestații care au fost tot timpul remarcate. Deci aici
aveți oare obligație, dar asta o știți cu toții. Și încă sunt jucători cu care am avut aventuri frumoase ca președinte al Federației Române de Rugby și mă uit la Ovidiu, în primul rând, care e în fața mea aici. Și el va putea să vă spună din poveștile noastre frumoase dinainte. Pe urmă, pot să vă vorbesc din postura de fost președinte al Comitetului Olimpic Sportiv Român și să vă spun că în lumea olimpică am fost tot timpul mândru că vin din rugby, din o mie de motive. Pot să încep cu un motiv istoric, care este cel al faptului că prima medalie olimpică românească a fost la rugby, dar mai ales vreau să vorbesc de valorile rugby-ului, valorile morale pe care le-am învățat, pe care le-am practicat și pe care le propagăm, pe care le difuzăm și care sunt respect, excelență, solidaritate, adică valori fundamentale ale olimpismului, de fapt. Și pe urmă, pot să vă vorbesc din poziția mea prezentă de președinte al Asociației Europene de Rugby, al Rugby Europe, și să vă spun că sunt foarte mândru că Europa are la Cupa Mondială 8 echipe. Cele 6 echipe ale turneului, cele 6 națiuni și 2 echipe care sunt foarte bine apreciate, cum spunea și Ricci, la World Rugby, Georgia și România, nu numai pentru calitatea jocului, dar mai ales, și aici vorbesc în primul rând pentru România, pentru toată munca pe care Federația a depus-o de mai bine de 15 ani încoace pentru a clădi nu numai o echipă națională puternică, dar și o federație cu proiecte, cu o guvernanță, cum spunem noi, exemplară. Și din punctul ăsta de vedere, rugby-ul românesc în ziua de astăzi este o reușită. Sau și din punctul ăsta de vedere, rugby-ul românesc astăzi este o reușită. Deci mergeți acolo, reprezentând țara, în primul rând, și Alin a făcut bine să vă aduc aminte de, și să vă amintească de valori importante pentru noi și pe care trebuie să le apărați, dar apărați și culorile Europei, împreună cu celelalte echipe, și asta e un lucru de mândrie, pentru că Europa în rugby este prima din multe puncte de vedere. Și aici aveți o, cum să zic, nu numai obligație, dar și o mândrie, pentru că faceți parte din această asociație care este foarte importantă. Vă urez succes, vă urez meciuri bune, vă urez mai ales să fiți voi mulțumiți de voi când vă uitați la voi, pentru că ăsta e lucrul cel mai important. Și dacă lucrul ăsta se va întâmpla, înseamnă că și prestația voastră a fost la înălțime. Succes și bucurați-vă de acest moment formidabil. Mulțumesc! Mulțumim, domnule președinte. Cred că mulți dintre dumneavoastră știți că există un club 16, club al suporterilor de rugby, și noi acolo îi cam bârfim pe jucători. Îi vorbim și de bine și de rău, care când. Doar că pe toți ni-s așa de dragi, că așa ni-s dragi, așa că în ceea ce îl privește pe următorul invitat, o să fac o glumă, după aia băieți fugim repede să nu ne prindă. Îl invit la microfon pe capitanul echipei naționale, Mihai, n-a mai luat de mult galben și îmi pare foarte bine, Macovei. Este o mare plăcere și onoare să ne aflăm în această seară la Palatul CB Bank. Nu știu dacă iasă. Pregătiți să începem cea mai frumoasă aventură, Cupa Mondială, după 2 luni de antrenament, unde am exersat atât partea fizică, psihică, apărarea. Am ajuns să formăm o echipă unde să mergem în Anglia la Cupa Mondială, să arătăm întregii lumi că încă România mai are un cuvânt de spus în rugby mondial. Asta nu ne face decât să ne dea încredere echipei
să dea încredere tuturor românilor care o să fie la meciurile noastre, tuturor românilor care o să fie în fața televizoarelor, să fie alături de noi și cu siguranță le promitem că nu o să îi dezamăgim, chiar dacă jucăm cu ultima finalistă de la ediția precedentă, Franța. O să intrăm în teren cu gândul la victorie, chiar dacă unii o să spuneți, ești nebun, e Franța, e... Nu, o să intrăm cu gândul la victorie și o să facem tot posibilul să ieșim cu capul sus de pe teren, pentru că asta ne stă nouă în caracter, să luptăm până ultima șansă, până ultima picătură de energie. Și cum în rugby nu contează pe cine ai în față, ci contează pe cine ai alături, vreau să le mulțumesc colegilor pentru sacrificiile care le-au făcut pe această perioadă. Și nu e o perioadă de două luni, este o perioadă de patru ani, unde s-a format acest grup care o să merge la Cupa Mondială. Și nu... am puțin emoții. Și în ultimul rând vreau să le mulțumim suporterilor. Știu că au fost momente mai puțin bune unde s-a așteptat să câștigăm meciuri, dar un sport, o echipă câștigă, una pierde și totdeauna a fost alături de noi, chiar la momentele mai puțin bune. Dar asta ne face să mergem înainte. Și în ultimul rând vreau să-i mulțumesc Federației, că a fost tot timpul alături de noi. Am avut totdeauna un sprijin în ei. Vreau să mulțumesc Comitetului Olimpic, unde de câte ori am avut nevoie, au venit și ne-a spus o vorbă bună, ne-a încurajat, ne-a ajutat. Și sper să ne întoarcem cu capul sus la Cupa Mondială și să vă aduceți aminte de acest grup frumos, că au făcut ceva pentru țara lor și eu zic că nu o să vă promit că nu o să vă dezamăgim. Mulțumesc! O seară frumoasă! Mulțumim și noi! Și cum altfel ar trebui să încheiem această listă de speaker decât cu cel în priceperea căruia, să-i spun așa, ne punem tot speranțele pentru această Cupă Mondială. Mr. Howells, you have the floor. First of all, I'd like to apologize for not speaking in Romanian to you. My Romanian, I understand a little bit more than I can actually speak. First of all, I'd like to thank the sponsors for giving us the opportunity. For giving us the opportunity to go to the World Cup. It's very pleasing to see the old players here. It is very important. You created the history. Hopefully we will take this history and create our own history. For me, the players have worked very hard in the camps we've set up. They are looking forward to the World Cup. The one thing that we won't do is disappoint you. We will go and we'll perform. We will make sure that you will not be ashamed of the Romanian rugby team, I can assure you. From my point of view, I'd like to thank the players for the amount of work that they've already put in and the amount of work that they will have to put in. But most of all, thank the old players. Thank you very much for creating this history for us. For the Federation, thank you. Without your support, we wouldn't be going to any World Cup. And it's very important for us as a group. I don't want to keep you too long. Everybody is very warm. And it's important that we enjoy this. I thank you for these beautiful surroundings. It's something to behold. I'm overawed with it a little bit. But for the players, thank you. It's been a pleasure, and it'll be more of a pleasure when we get to the World Cup. Again, thank you all. Thank you, sir. Și acum că i-ați văzut cât de frumoși sunt, inclusiv Mac,
ca să mă pun bine după faza cealaltă. O să vă invit să urmărim un material video pus la dispoziție de partenerii noștri la TVR1, în care o să-i și auzim pe jucători, nu doar o să-i vedem. Jucăm pentru voi, fiți alături de noi! Sprijinul vostru va face diferența pe teren. Vom da totul pe teren să vă facem mândri. Stejarii își găsesc rădăcine în suporterii lor. Doar împreună putem reuși. Intrăm pe teren pentru a fi cei mai buni. Reprezentăm România pentru voi. Luptăm să cinstim această istorie. Ești cu echipierul nostru. Susținerea ta poate face încercarea reușită. Ne pregătim intens pentru Cupa Mondială. Vom sărbători această onoare în fiecare clipă de pe teren. Niciun lucru măreț nu a fost realizat vreodată fără suportul vostru. Jucăm cu marile forțe. Voi sunteți forța noastră. Vom da totul pe teren. Mergem în Anglia cu încredere în puterile noastre și în susținerea voastră. Fii alături de noi la marea aventură din Anglia. Totdeauna fă ceea ce ți se frică să faci. Munca, ambiția, talentul. Toate pot conduce la succes. Toate visele pot deveni realitate dacă avem curajul să le urmăm. Încercăm să realizăm lucruri imposibile împreună cu voi. A opta participare la cea mai importantă competiție onorează și obligă la cea mai bună performanță posibilă. Adevăratele probleme pot fi depășite. Fiți alături de noi. Nu contează adversarii, contează cu echipierii. Sunteți tot parte din echipa noastră. Sunteți motivația noastră. Din tribună sau din fața televizoarelor, știm că sunteți alături de noi și vă mulțumim. Trăim pentru rugby, dar jucăm pentru voi. Fiecare vis începe din dorința de a fi cel mai bun. Vrem să arătăm lumii cine sunt stejarii și suporterii lor. Tot pentru România. Pornim în aventura Rugby World Cup. Împreună vom face această experiență memorabilă. Vom da totul pentru a sta cu fruntea sus în fața voastră. Avem o singură misiune, aceea de a vă face mândri. Trăim pentru rugby, dar jucăm pentru voi. Nu sunteți supereroi, însă pentru sporturile noștri ne dorim să devenim. Fiți alături de noi. Respectă-ți adversarul și rezultatul va fi cel pe care l-ai visat. Dacă lupți, poți și să pierzi. Dacă nu lupți, ai pierdut deja. Muncim și luptăm pentru performanță. Puterea noastră sunt suporteri. Sprijiniți-ne să fim cei mai puternici. Dacă tot au făcut băieții apel la suporteri, eu sunt unul dintre acei suporteri care îi sprijinim foarte tare și care se bucură, cum vă bucurați toți de altfel, că joacă mult, 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 mult mai bine decât vorbesc. După cum ați văzut, bravo, foarte tare. După campionatul ăsta, ar fi fain să ne vedem la o bere, să ne mai uităm o dată la filmul ăsta, să ne râdem și mai tare cum ar veni, că e bine. I-am văzut, i-am auzit. Am râs cu ei, de ei, așa, ca suporterii. Acum să vedem cu ce o să fie îmbrăcați în Anglia. Și o invit pe doamna Ioana Corduneanu, arhitect, fondator Semne cu Sute, care ne va explica simbolistica acestui echipament, pe care îl vedem pe capitanii de junior și de rugby 7 seniori, pe care îi invităm în fața noastră. Seara și mulțumiri tuturor. Am să vă vorbesc despre două lucruri, despre ce purtăm și despre cum ne purtăm. Sunt două lucruri diferite. Despre ceea ce vor purta ei la Cupa Mondială m-am ocupat eu. Despre cum se vor purta și cum vor vorbi despre noi, se vor purta ei acolo și vor face față tuturor problemelor. Știm cu toții că la Londra veți merge și veți cădea prin noroi și va ploua și va fi urât și greu.
Însă, să țineți minte că veți lupta acolo sub semnul soarelui nebiruit. Nu există pe lumea asta ceva mai puternic decât soarele. Și asta am ales ca simbol pentru echipamentul de culoare galbenă. Culoarea galbenă nu este nici pe departe de mămăligă. Este de aur și de soare și este culoarea pe care o veți aduce acasă, câștigători. Veți spune că, da, poate au mai fost culturi solare și în, la alte neamuri. Este important că noi am păstrat-o și că noi încă și acum credem în ea. Colindatul de ceată bărbătească, care vorbește despre soare, tocmai a intrat în patrimoniul UNESCO. Este la fel de important ca templul de la Stonehenge. Echipamentul pe care îl purtați este un templu la purtător, un templu personal. Capitane, cine doarme la Putna a luptat sub semnul soarelui nebiruit. A avut stindard cu Sfântul Gheorghe, care este fix același lucru. Soarele nebiruit a fost cavalerul Trac, a fost Apollo și apoi Sfântul Gheorghe. Dacă simțiți și aveți nevoie de ajutor, vă rugați, cum s-a rugat și Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a cam fost nebiruit, deci a știut ce a ales ca simbol. În ceea ce privește echipamentul cu alb și negru, am ales alte simboluri. Mă scuzați. Vorbind în continuare de echipamentul galben, echipamentul cu soare, în timp de război, el a fost purtat pe scut și în timp de pace a fost purtat pe pieptar, pe cojoace, care e un fel de scut spiritual, și a fost oferit în dar femeilor, sculptat în lemn, în aceste furci, pe care clar le știți cu toții. Deci vorbim aici de simboluri nemuritoare care, de ce n-au murit? Tocmai pentru că sunt cele mai puternice. Ce vă spuneam aici, că nu intră în conflict semnele păgâne cu cele creștine. Pe toate furcile, crucea și soarele sunt împreună. Acesta este echipamentul. Pe spate, în mod special, se protejează zona mijlocului, considerată vulnerabilă, pe care întotdeauna bărbații au înconjurat-o cu un brâu lat, semn de putere. Aici vedeți și cavalerul Trac și Sfântul Gheorghe, despre care eu tocmai v-am vorbit. Cea mai veche reprezentare la noi este din anul 3500 înaintea noastre, în zona Câmpului Mușcel. Iar culorile de care vă vorbeam, roșu, galben și albastru, culorile sub care o să vă prezentați acolo, sunt exact culorile răsăritului. Ele s-au purtat întotdeauna sub formă de crâmpei, așa cum se găsește și pe echipamentul alb-negru, și înseamnă că energia nu se termină niciodată. Nu există până la ultimul strop de energie, pentru că și soarele pare că apune, însă întotdeauna va găsi și un alt strop și va răsări și în ziua următoare. Cel mai probabil așa o să faceți și voi. Iată cum această poartă însumează pe ea toate valorile despre care v-am vorbit. Aveți acolo și un răsărit, aveți acolo și simboluri creștine, aveți și simbolul funiei. De ce ar fi funia atât de importantă? Pentru că luați 1000 de firișoare subțiri ca firul de păr și le rupeți imediat. În momentul în care le răsuciți în mănunchi, în echipă, ele devin mult, mult mai puternice. Ochiul, care este prezent pe echipamentul alb-negru, priviți aici de câte mii de ani se purta, sunt ochii minții, cei care vă ajută să înțelegeți și să vă protejați, să preîntâmpinați situații dificile. Cel care a dus la desăvârșire acest design, să spunem, alb-negru, se numește Dincă Șchileriu. Este nepot de Pandur, de-a lui Tudor Vladimirescu, și el a adus în atenția creatorilor de modă și a casei regale acest design milenar, să spunem, realizat cu ajutorul funiei, pe care îl purtați pe echipamentul alb. Aveți în continuare cele mai tari și cele mai importante simboluri bărbătești. Ochiul, pomul vieții, cârligul ciobanului, coarnele berbecului, sub semnul care v-ați calificat, și funia. În ceea ce mă privește pe mine, m-am străduit să găsesc tot ce se poate mai bun pentru acest echipament, ca să vă prezentați, ca acest echipament să fie o carte de vizită.
Mulțumesc foarte mult pentru încredere. Cu aceeași încredere mă uit la voi acum. Zic, hai România, tot așa o să strig și din tribuna de 10 ori mai tare. Mult succes! Mulțumim! Acum, dacă ați aflat cu ce tricouri jucați, ce simbolistic are... Stați numai un pic, vă rog eu frumos, faceți ceva pentru mine, pentru că voi sunteți viitorul și vreau să vă văd cât de curând, jucând la mari, cluburi, nu știu ce, vreau să vă aud numele. Beldean Alexandru. Neaga Costin. Hârjete Irina. Croitorul George. Țal Adrian. Chirica Cristi. Mulțumesc tare mult, mulțumim, arătați foarte bine. Unii mai bine decât aia din spate, dar să nu ziceți că le-am zis, da? Cu această notă de tineret și frumoasă și după ce ați auzit ce frumos e povestea de pe costumele astea, eu vă mulțumesc în numele organizatorilor pentru prezența la eveniment, vă felicit că stați aproape de rugby și hai România!